Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Probabil ți-ai dat și tu seama până acum că dacă nu arăți așa, fetele nu-ți vor răspunde la mesaj dacă le trimiți bună ce faci. Ca să-ți crești șansele de răspuns, totuși trebuie să ai un profil de social media atractiv, dar am făcut deja un video mai de mult despre asta, îl ai în colțul din dreapta al ecranului. E foarte important să ai un profil cu poze mișto, îți va crește enorm șansele, dar să zicem că nu ai probleme de genul ăsta, ce mesaj îi trimiți? Ei bine, în videoclipul de astăzi vreau să-ți arăt niște alternative la bună ce faci, mai exact 5 mesaje pe care dacă le trimiți fetei de care îți place, sunt șanse mari să-și răspundă, chiar dacă nu ați mai vorbit până acum sau dacă ai mai încercat și în trecut, dar fără succes. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care îl poți face ca să-ți răspundă la mesaj este să-i răspunzi tu la story. Așteaptă până când pune o poză cu ea pe Insta Story și fă un comentariu pe seama pozei. Aici intervine și inteligența ta, adică dacă pune o poză de la spate, doar nu o să zici, mamă, ce bombeu ai. Trebuie să fii ceva puțin mai rafinat, adică, de exemplu, dacă pune o poză când își plimbă câinele, poți să spui, mamă, ce câine drăguț ai, aș vrea și eu unul. Sau când pune o poză de la sală, poți să o întrebi la ce sală merge și de cât timp. Depinde de tine să te gândești ce comentariu să faci la povestea ei în funcție de ce poză pune. Acum, dacă nu prea obișnuiește să pună poze pe story, poți să faci al doilea lucru care îți va mări șansele de răspuns, și anume să-i complimentezi o poză de pe feed. Complimentele sunt un mod extraordinar de a începe o conversație, chiar și cele pe internet, pentru că cine nu adoră să primească un compliment. Dar trebuie să conștientizezi că dacă e o fată frumoasă, sunt șanse ca încă vreo 10 băieți să o complimenteze pe zi. Deci, ca să ieși în evidență de restul băieților, trebuie să vii cu ceva mai special, nu ceva generic precum ești frumoasă. Probabil mi s-a mai spus asta de 1000 de ori. Uite, am să-ți ofer un exemplu de compliment pe care l-aș face eu unei fete pe Instagram. Numai să găsesc una imediat. Deja știu aici ce compliment aș face. Uite aici, de exemplu, poți să faci un compliment despre modul în care se îmbracă. Poți să te legi de ceva specific din vestimentația sa, de exemplu trandafirii de pe rochie. Poți să spui ce mișto sunt trandafirii de pe rochia ta, după care să urmezi cu o glumiță, de exemplu, nu ai vrea să primești unul în viața reală. Ceva intrigant care să atragă atenția și să iasă din mesajele comune pe care deja le primește. Și că tot vorbim de lucruri intrigante, al treilea lucru pe care trebuie să faci care să mărească șansele de răspuns la mesaj este să pui întrebări intrigante. La ce mă refer prin întrebări intrigante este să îi pui întrebări care au ca temă subiecte profunde, de exemplu Dumnezeu sau dacă crede că există viață pe alte planete. Întrebări de genul ăsta care te fac să gândești, nu întrebări de rutină ca ce faci sau ce ai mai făcut azi. Ca să ieși în evidență față de restul băieților, trebuie să aduci în discuție întrebări care nu sunt atât de comune și care stârnesc interesul, și asta îți oferă ție șanse mai mari să-ți răspundă la mesaj, pentru că ești ceva diferit. Și cea mai importantă întrebare pe care trebuie să-i o pui prin mesaje este când e liberă, pentru că nu uita, principalul scop al mesajelor este să ieși cu ea la întâlnire. Dar, bineînțeles, trebuie să mai vorbiți, să mai treacă câteva zile până când poți să-i pui întrebarea asta, dar să nu uiți de ea. Al patrulea lucru pe care poți să-l faci ca o fată să-ți răspundă la mesaj este să începi cu o replică de agățat. Probabil mă crezi un mare pămpălău că-ți recomand asta și crezi că replicile de agățat sunt expirate, adică cine le mai folosește, mai degrabă te faci de râs. Dar lasă-mă să-ți explic. Acum câteva luni, mai exact 3, am făcut un video în care am trimis cele mai perverse, să spunem așa, replici de agățat pe Tinder. Și surprinzător am primit răspunsuri la mai mult de jumate din mesajele totale pe care le-am trimis. Asta pentru că pe Tinder merge să fii direct. Până la urmă este o aplicație pentru dating. Instagramul nu este o aplicație de genul, acolo nu poți să fii atât de direct, dar se pare că pe Tinder replicile de agățat funcționează. Funcționează pentru că sunt directe, amuzante și atrag atenția, fapt care determină fetele să îți răspundă. Acum nu trebuie să iei replicile de agățat în mod serios. Le trimiți mai mult sub formă de glumă și aștepți un răspuns pozitiv din partea fetei și continui de acolo conversația. Și că tot vorbim de glume, al cincelea și ultimul lucru pe care poți să-l faci ca să atragi atenția unei fete astfel încât să-și răspundă la mesaj este să spui glume. Să zicem că ești în situația în care o fată îți răspunde greu la mesaje și asta e posibil din cauza faptului că trimiți mesaje plictisitoare. De aceea trebuie să schimbi puțin foaia ca să faci conversația mai interesantă decât este și poți face asta
asta prin următoarele lucruri, și anume să faci o glumă pe seama a ceva, să trimiți un meme sau chiar să o tachinezi. Și că tot vorbim de tachinat, ca să faci asta într-un mod eficient, folosește aceste două emoji-uri. Prin mesaje nu este o conversație verbală, nu poți să suni sarcastic sau să arăți că glumești, dar aceste două emoji-uri te ajută să faci exact asta. Aceste emoji-uri puse la finalul propoziției îi arată ei că nu ești serios, că te joci. Aceste emoji-uri fac diferența între un mesaj care pare serios și un mesaj care e spus în spirit de glumă. Nu e niciun secret că fetelor le plac băieții amuzanți și ai un avantaj pentru că s-au inventat vocalele pe Messenger și pe Instagram. Astfel poți să-ți arăți mai bine personalitatea prin vocale decât prin text. Bun, acestea sunt cele 5 lucruri pe care le poți face ca să-ți asiguri un răspuns la mesaj, dar vreau să spun următorul lucru. Dacă o fată îți răspunde greu la mesaj sau nu îți răspunde deloc și ai încercat tot ce am spus eu în acest videoclip fără succes, însă înseamnă că pur și simplu nu vrea să vorbească cu tine și nimic nu va determina să facă asta, caz în care trebuie să mergi mai departe. Poate o fată s-a uitat la o poză de pe Instagramul tău și nu i-a plăcut moaca ta. Se întâmplă, poate nu i-a atrasă fizic de tine. Nu trebuie să o iei personal. Încearcă să ai un profil de Instagram cât mai atractiv și cu poze cât mai mișto, pentru că nu contează ce mesaj trimiți sau cu ce, dacă atunci când a văzut prima poză cu tine, deja a hotărât că nu te vrea. Gândește-te puțin, dacă ți-ar trimite ție o fată de care nu ești atras mesaj, nu contează cu ce, ar fi foarte greu să te facă să ieși cu ea la o întâlnire. De asta e foarte importantă prima impresie, de asta e important aspectul fizic și cât de fotogenic ești. Am făcut și un video despre cum să fii mai fotogenic în poze, îl ai tot în colțul din dreapta al ecranului, și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like, m-ar ajuta foarte mult. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa pe butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam la 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa! Thank you.